Bună dimineața, prieteni, bună dimineața și bine ați venit la matinalul Radio Dinamo 1948. Să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numere de cafea. Sunt Ionut Zaina, mă bucur să fim împreună în această dimineață la matinal. Alături de mine, pregătit să obțină toate cele trei puncte, colegul și prietenul Cătălin Alexandru și senior și editor Radio Dinamo 1948. Toate calitățile le are omul ăsta și scris de dimineață câteva articole. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Ionuț, bună dimineața și urmăritorilor noștri matinal, sper că optimiști, sper că vesel, sper că ați avut un weekend nemaipomenit și vă așteptăm să prefațăm duelul din această seară foarte important. Cătăline, este un weekend mai liniștit atunci când jucăm lunea, dar pentru noi, cel puțin pentru mine, un weekend neplăcut, pentru că tot aștept tot weekendul să jucăm noi. Să se termine etapa noastră, să-i văd pe băieți. Știi cum e? Parcă e prea lungă așteptarea de luni până luni, așa. Nu-i nimic, următoarea săptămână vom aștepta mai puțin pentru că meciul va fi duminică. Dar să sperăm că va fi un meci cu spectatori, pentru că spunea mai bine cineva mai devreme pe chat-ul emisiunii, astăzi jucăm la Galați, mâine jucăm la Comisi. Da, Marius, văduva, care a fost și aseară în emisiune, a spus asta. Da, sunt... trei dueluri în trei zile, azi pe teren, mâine la Comisii și poi mâine cu altă echipă din Galați, duel pe care îl vom prefața în curând și aici cu domnul Bogdan Tănase, care a mai fost alături de noi și a fost cu noroc de fiecare dată să fie și de această dată. Da, dar într-adevăr, acum am de Comisie... Acolo e greu de prevăzut, pentru că nu avem niciun fel de control, nu cam avea noi control pe teren, dar măcar cam putem anticipa, putem să ne gândim la anumite lucruri. Dacă vine vorba de Comisie, prefer să mă abțin, adică una e ce-mi doresc, una e ce-ți dorești și tu și una e ce se poate întâmpla cu adevărat. Hai să luăm noi trei puncte astăzi, pentru că ar fi extrem, extrem de importante, ar fi o adevărată gură de oxigen. Este un meci care ne poate propulsa pentru lupta, pentru a rămâne în Liga 1, evitând locurile de baraj, sau poate fi un rezultat care ne poate face să ne gândim mai degrabă la locurile de baraj. Și aș prefera prima variantă, în care să învingem astăzi și să ne gândim apoi să depășim alte două, trei echipe în fața noastră. Pe de altă parte, Cătăline, ne așteaptă un meci greu. Un meci împotriva unei echipe care se află pe val, o echipă care a câștigat atât în campionat cât și în cupă, o echipă muncitorească, după chipul și asemănarea lui Dorinel, dar o echipă care joacă un fotbal solid pentru play-out-ul Ligii 1, trebuie să spunem lucrul ăsta. O nuncă tare și stau să mă gândesc că am mai fost într-o situație similară în urmă cu un an, când am jucat în deplasare, eram în Liga a doua la Galați, la fel stăteau lucrurile, părea atunci Galați o nucă foarte tare pe teren propriu și am făcut atunci un meci bun pe care l-am câștigat. Ultima partidă pe care am disputat-o în Liga 1 pe Arcul de Triumf a fost o victorie clară, poate cel mai bun meci al băieților noștri. Sper să repetăm isprăvile și astăzi și să ne întoarcem cu trei puncte, pentru că, repet, ar însemna o adevărată gură de oxigen după startul ezitant de play-out. Da, mi-am spus așa punctul de vedere și un articol scris aseară pe la 10 și în această dimineață. Ionuț, într-adevăr, întâlnim o echipă bun formă, o echipă care prinde așa un vârf în momentul oportun, cum mi-aș fi dorit să prindem și noi, sau cine știe, poate îl vom prinde și noi. Momentan la noi nu pare acest lucru, dar eu, Ioane, cred că trebuie să gândim think big, știi, când propuneți mult. Astăzi sper ca Dinamo să-și propună 3 puncte, sper să meargă cu gândul de a obține 3 puncte, pentru că, nu știu, în play-out, în play-off, cu punct nu faci nimic, cu punct te duci în Liga a doua. E așa vă situația, tu trebuie să-ți propui mult. Ok, joci la Galați, dar știi ce? Este cea mai slabă echipă pe teren propriu. Aia nu este o mamă, o fortăreață, este stadion unde nu poți obții puncte. Nu, foarte multe echipe au obținut puncte acolo. 13 echipe au plecat cu punct sau puncte din 16 meciuri. Noi am fost unii din cei care am pierdut și știm cum am pierdut. Am jucat prost, rău de tot și cu toate astea noi ne-am învins printr-un autogol spectaculos.
Deci nu spune că este un stadion unde noi nu putem să mergem la victorie. Nu este niciun public, wow, efervescent, o să fie un stadion plin. M-am uitat, la prima oră mă uitam pe site-ul lor de bilete. Peluza nu s-a dat nimic, peluza cealaltă este închisă și unde vor fi câinii noștri, la tribune, așa, în zonele centrale. În rest, foarte, foarte puțin. Dorinel, Ioane, ca să-ți dai seama, punea presiune ca să vândă bilete, că, domne, vin dinamoviștii, vedeți că vin dinamoviștii, luați voi biletele, știi, încerca și tactica asta. Deci, da. Premise să mergem astăzi la victorie, să nu gândim, ne mulțumim cu puțin, așa văd. Asta este părerea mea. Cătălin, eram amândoi la conferința de presă la meciul dintre Dinamo și Silkeborg. Când l-ai întrebat pe Xavi dacă în deplasare s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate sau ceva de genul ăsta. Și la un moment dat Xavi s-a uitat și ți-a spus, asta este o chestie pe care voi o gândiți, cei din presă, dar noi la antrenorii vedem lucrurile diferit. Nu poți să pregătești un meci la victorie. La egal. N-ai cum să pregătești meciul la egal. Chiar n-ai cum. Fie că vorbim despre fotbal, fie că vorbim despre handbal, tu trebuie să pregătești meciul cât se poate de bine ca să obții cele 3 puncte. Normal că toate echipele își doresc cele 3 puncte. Însă să pregătești un meci pentru un rezultat de egalitate nu există. N-ai cum. Ce le spui? Dacă aveți 1-0 în minutul 5, băgați-vă cu spatele în poartă sau trageți de timp cât puteți? Sau... Nu, dar e vorba de jucători. Aici e jucătorii, din păcate. Da, aici este mentalul jucătorilor, pentru că evident nici la ultimul meci nu le-a spus Copici, bă băieți, în minutul 60 apropiați-vă foarte mult să-l mai țineți de vorbă pe Golubovici. Stați aproape de el, că mai vorbiți în timpul meciului, mai faceți un chat, mai faceți o treabă. Evident că le-a spus jucați la fel, mergeți peste ei, căutați să țineți mingea sus, să puneți presiune, să mai înscrieți odată. Că ei au crezut că merge ulciorul de foarte multe ori la apă. E foarte bine că au făcut asta și au dat seama că lucrurile nu stau așa. Din păcate ne-a ajutat și arbitrajul în acel meci. N-are rost să mai discutăm despre asta pentru că am tot vorbit, da? Nu cred că meciurile nici cu Sibiu, nici cu Petrolul au fost pregătite la egal. Nu, niciun caz, refuz să cred chestia asta, pentru că n-ai cum să, nu poți să ai un discurs în fața băieților, să te duci să le spui, bă băieți, astăzi mergem să obținem un 3-3. Păi da, dar ai băgat al 6-lea fă scuze ca să continui ce spui când aveai 1-0, adică ai vrut să prezervi un rezultat de 1-0. Și asta în minutul, ultima schimbare a fost asta. 80, cred că, da. 80. Da. Aia am putut cât de cât să o înțeleg. Nu am înțeles retragerea, dar ok, după cum ai explicat și copiii, cel nu le-a spus treaba asta și ne-au confirmat-o și Sorin și cei care au fost prezenți pe stadion, că copiii le făcea semn, ieșiți, țineți de minge, dar jucătorii efectiv au refuzat treaba asta. Și aici, Ioan, eu nu pot să înțeleg. Eu nu, scuze-mă, nu pot să accept de ce au făcut treaba asta. De ce au fost atât de fricoși, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât acum la prima ora dimineții, da? Cătălin, de ce ți-e frică de fotbal? Dacă ți-e frică de fotbal, cum zicea Hagi, ți-e frică de lume, nu intri în pădure, mă. Ai o problemă pe care nu o poți remedia și nu o poți remedia, din păcate, nici la antrenamente. În momentele grele tu nu prea ai lideri, nu prea ai lideri în teren. Nu ai acel gen de jucător cu calități de lider care să tragă echipa în față. Și aici nu vorbesc despre valoarea jucătorilor, despre Pavici și despre Naure, despre, eu știu, Belkovski. Chiar dacă ești un jucător bun și îți faci treaba bine pe teren sau politic, care vreți voi, din piesele grele, mă refer, nu înseamnă că ai calități de lider. Avea calitate, mai degrabă are Patrick calități de lider, dar este mult prea în spate. Da? Nu. Calitatea de lider presupune lucruri diferite și dacă n-ai asemenea oameni care să adune echipa în jurul lor în momentele cheie și să-i împingă din teren, se poate întâmpla chestia asta. Așa este. Așa este, Ioane. Din păcate nu s-a rezolvat această problemă și știi că noi am mai dezbătut-o și am discutat-o în emisiuni și în toamnă. Eu spuneam, a fost emisiuni și cu tine și cu Bogdan, în care tot spuneam, nu avem leadership, nu avem lideri în teren. S-a crezut în momentul în care a fost adus Luca Salve, să-ți aduci aminte că asta ne spunea și Gabi și Ovidiu, domne, va fi liderul. Liderul care te-a lăsat cu partea dorsală în baltă.
În restul, e foarte greu ca un străin care n-a mai jucat în Liga 1 să devină lider. Ok, poți să fii un jucător exponențial, poți să devii un jucător important, dar până la lider mai e. Mai trebuie să parcurgi, trebuie să vorbești și limba, trebuie să vorbești cu toți. E greu, uite, ai spune Edi Niaore poate, da, dar în timp. În timp, Cătălina, e factorul timp. E factorul timp. Nu poți dintr-o dată să intri într-un vestiar, să fii unul dintre cei mai proaspeți din vestiar și dintr-o dată să fii cel care catalizează energiile. Decât dacă ai fi jucat la echipa la care ai revenit, da. Decât dacă vorbim despre o revenire și ești un, nu știu, Ionuț Lupescu. Da? Sau sunt multe exemple de oameni sau care uite au revenit. Și la zilele noastre, dacă ar veni un Dan Nistor la Dinamo, cu siguranță Ian ar fi unul dintre liderii vestiarului. Pentru că a fost un jucător respectat, un jucător care a demonstrat în Liga 1 și îl știi, știi de unde să-l iei. Mai vorbește și limba română, bine, rău vorbește. Exact. Da, domnul Daniel Stoica, aveți dreptate, lider în teren, nu în vestiar. Presupunem că cei din vestiar sunt cei pe care aruncă în teren asta, dacă nu avem vreo trei garnituri diferite și nu știm noi. Adică iertați-ne pe noi că nu suntem atât de corecți. Nu, s-a trezit Pruteanu din domnul Daniel Stoica. Îl avea pe Pruteanu, a dormit pe un număr și a zis, băi, că au zis ăștia din vestiar, nu? Trebuie din teren. Așa cum am promis, Ioane, o să discutăm și dragi urmăritori, o să vorbim un pic în această dimineață și despre meciul dintre Dinamo și Arcada Galați din semifinale. Continuăm duelurile Dinamo-Galați. Bună dimineața, Bogdan Tănase de la echipa de volei. Ne bucurăm să vă reavem aici în emisiune la Radio Dinamo, că a fost cu succes de fiecare dată. Bună dimineața! Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și da, să dea Dumnezeu să continuăm să legăm seria discuțiilor cu noroc înaintea unor partide importante. Mă bucur că am șansa iarăși să le vorbesc suporterilor dinamoviști, pentru că la ultimul meci chiar ne-au purtat noroc, a fost o atmosferă extraordinară, dar acum avem mai mare nevoie, mai ales de suporterii înflăcărați ai lui Dinamo, pentru că este un meci de totul sau nimic. Avem aici o discuție apropo de lideri și acum putem să extrapolăm și la volei. Cât de important sunt liderii, jucătorii cu experiență în astfel de meci, în astfel de momente, și echipa de volei are lideri? Simțiți că are lideri în teren? Nu cred că există sport de echipă în care să nu conteze liderii. Fiecare echipă are nevoie de astfel de jucători și de jucători cu experiență. Într-adevăr, una este să ai jucători cu experiență, dar și alta este să ai lider. Ca lider, eu am spus întotdeauna, trebuie să te naști. Dinamo are jucători cu experiență și s-a văzut în meciul cu Craiova. Spre exemplu, revenirea lui Bozidar Ciug ne-a ajutat foarte mult. În meciul cu Craiova, experiența lui Ciprian Matei a fost de bun augur, dacă nu determinantă. Și atunci, la astfel de meciuri, cu astfel de jucători, trebuie să joci. Da, oricum a fost o revenire frumoasă a băieților în meciul cu Craiova. Ca să încheiem subiectul meciului cu Craiova, după 3-0 de plasare, s-au mobilizat bine de tot băieții și au jucat categoric pe teren propriu. A fost, practic, a putem spune, salvat sezonul, pentru că așa am ajuns în semifinale și a fost o evoluție foarte bună. Din cei care au urmărit și la sală și cei care au urmărit la TV, a fost un meci foarte reușit al băieților. Așa este. Într-adevăr, am tot folosit și noi și am tot auzit acest cuvânt, salvat sezonul, această expresie, dar a fost un sezon greu, cu suișuri și coborâșuri, cu multe accidentări. Și tocmai de aceea a apărut această expresie, dar eu consider că după valoarea lotului, Dinamo este exact acolo unde trebuie, echipa de volei masculin. Suntem între primele patru echipe și absolut toate aceste echipe merită să câștige. Din păcate, în sport, una trebuie să și pierdă. După cum ați observat, și în cealaltă semifinală s-a început cu o surpriză.
zicem noi, surprins în sensul că Rapidul n-a reușit să-și fructifice avantajul terenului propriu. Deci, la acest nivel, orice este posibil. Cât de important este avantajul sării proprii, terenului propriu? Cât de important este în Dorei? Foarte important. Când joci în fața propriilor suporteri, întotdeauna vei avea o extra motivație. Uitați-vă cât a contat pentru noi meciul decisiv cu Craiova, la fel de mult a contat aportul publicului și în primul meci, când am revenit între ghilimele din groapă. Și uitați-vă cât a contat și pentru Craiova în meciul 2 de acolo, când au adus suporterii echipei de fotbal, când au adus oameni și s-au mobilizat. Este un extra avantaj. Acum la Galați, același lucru au făcut, pe care l-au făcut și cei de la Craiova, au pus copii cu vuvuzele, cu portavoci în spatele băncii noastre, tocmai pentru a pune o extra presiune pe echipa adversă. Cum a fost meciul de la Galați? Dinamo a început, a avut 1-0, apoi Gălățini au revenit. Primul meci se spune că, bine, într-o serie de 3 nu ai timp să te cunoști, oricum se cunosc bine echipele, dar cum a simțit meciul? Cum a fost desfășurarea după un început bun al lui Dinamo? Am început bine, mai ales pe partea de serviciu și de blocaj. După care, în fiecare set, am fost până la jumătatea setului aproape de ei și acolo au făcut diferența, zic eu, cu o bancă mai lungă. S-au folosit de multe schimbări și în momente dificile sau jucători veniți de pe bancă au făcut diferența la ei. Noi avem și accidentați care nu au făcut deplasarea, nici măcar nu au făcut deplasarea, dar în același timp avem și jucători care au jucat, dar nu sunt încă 100% refăcuți. De aceea sper pentru meciul de miercuri să încercăm să-i mai recuperăm, să reușim să-i mai recuperăm și să jucăm mai bine decât am făcut-o în primul set pe care l-am câștigat. Recunosc că se vorbește în aceste zile și de arbitrajul de la Galați. Nu a fost decisiv pentru echipa din Galați, dar în momente cheie au făcut diferența pentru că au fost câteva minci care într-adevăr au fost date către ei. Da, se pare că probleme cu arbitraj există în toate sporturile. Nu doar la fotbal sau la handbal, există și la volei. Evident, sunt puncte importante care se pot da potriva jocului, ca să spun așa. Când ne dăm vina în urma unei înfrângeri, nu o să dăm niciodată vina 100% băi arbitrii. Dar eu am învățat un lucru. Un arbitru bun este acela care nu se vede în timpul unui meci. Adică în momentul în care te gândești și vorbești cu cineva și te întreabă, bă, cine a fost arbitru? Și tu nu ți-aduci aminte, înseamnă că ăla într-adevăr a fost un arbitru bun. În momentul în care se vorbește mai mult despre arbitraj după o partidă, ceva este în regulă. Da, asta cred că poate fi valabil așa la sport de echipă, să nu se audă, adică să nu se discute despre arbitraj, să nu se pomenească numele lui, să nici nu știm cine a fost arbitru, dar așa este, când ai presiunea publicului, apropo de importanța publicului, se întâmplă, e vorba aia, nu? Îți dai 5% gazdelor, de ce? Păi e presiunea pusă de public, sunt suporterii care cumva duc acolo și influențează. De aceea noi nu cerem ca fanii să vină pentru a pune presiune pe arbitraj, dar cerem să vină să susțină Dinamo și să pună presiune pe adversar. Ceea ce am văzut dovada cu Craiova, de la 0-3 în deplasare, Dinamo s-a impus pe teren propriu. Adică sunt lucruri palpabile, lucruri dovedite și de asta noi cerem fanilor să vină miercuri de la ora 18. Din nou, intrarea este liberă. Orice din Auvis poate fi prezent la sală și chiar le cerem pe această cale să fie prezenți în număr cât mai mare, tocmai pentru că am văzut că se poate face diferența și să împingem, nu, către o finală, către un meci decisiv. Da, ar fi frumos la finală. Vorbesc mai devreme despre faptul că este un sezon, că Dinamo este acolo unde deși are locul între primele 4 și evident toată lumea își dorește o finală și dumneavoastră. Dar eu cred că tot parcursul, toată experiența căpătată în acest sezon, chiar dacă, Doamne ferește, nu vom ajunge în finală, va însemna enorm pentru următorul sezon. Așa este. În primul rând vreau să continui ideea lui Cătălin.
Noi ne dorim foarte mult suporteri dinamoviști în sală să încurajeze echipa Dinamo. Nu vrem să, nu suntem adepții să punem presiune în sensul de jignire asupra adversarilor. Noi ne dorim oameni în sală pentru noi, să ne încurajeze pe noi, în primul rând, nu neapărat să-i descurajeze pe adversari. S-a văzut la toate meciurile la care galeria a fost prezentă, la care oamenii au fost prezenți nu doar fizic în tribună, ci și și vocal alături de noi, i-au purtat pe jucători mult, mult mai bine spre succes. Anul acesta, eu sunt de ceva ani în volei, am văzut nu să-l pline la volei la Dinamo, dar mult peste media anilor trecuți. Ceea ce ne bucură. Ceea ce ne bucură și asta, și acum revin la ideea domnului Zaina, ne bucură pentru că ne dă un avânt pentru viitor și o încurajare că anul viitor vom reuși să aducem și mai multă lume la sală. Unul dintre scopurile sportului este să aducă oamenii la competițiile sportive. Și mai ales prin ce fac, nu vorbesc numai de fotbal, fotbalul e sportul rege, da? Dar uitați-vă, a început lumea să vină către handbal. Am văzut suporteri la meciul de rugby și pe această cale vreau să-i felicităm pe colegii noștri. Începe lumea să vină către sport și ne bucurăm că încep să vină și către volei. Noi avem nevoie de ei să ne încurajeze pe noi. Corect, așa este. E nevoie de susținere și rezultatele. Asta e clar. Trebuie să atragă și, așa cum întreabă cineva în chat, da, suntem în top 4, deci ne batem pentru trofee, ne batem pentru primele locuri. Asta este cel mai important și, până la urmă, și pentru o calificare în cupele europene, pentru că nu, asta este obiectivul. Avem deja, prin prisma poziției din primele patru, suntem siguri de o participare în cupele europene. Acum ne dorim cât mai sus. Să fie o competiție, în momentul de față, locul 4 va juca în a treia competiție ca valoare, dar ne dorim ca la anul să jucăm într-o competiție și mai sus decât a treia. Am și o curiozitate, pentru că am citit știrea zilele trecute și chiar mă bucur că suntem aici în direct să discutăm despre un transfer care a șocat așa lumea sportului. Bela Boarta pleacă la Trentino, o echipă de top din Italia și pleacă de la Dinamo. Eu făceam așa o paralelă ca și cum, nu știu, ar pleca un jucător de la echipa de fotbal la Man City sau la Juventus, na, că tot folosim Italia. Trentino este echipa care a jucat ultimele două sau dacă nu chiar trei sezoane de Champions League, finala. Este campioana în titlu a Italiei. Este echipa care are trei sau patru componențe ai campioanei mondiale, Italia. Și în momentul de față este la un meci diferență de a prinde iarăși finala campionatului. Pentru România este o mare mândrie. Iar pentru Dinamo și mai mare, cu atât mai mult cu cât Bela Barta a reprezentat clubul Dinamo în ultimele două sezoane. Bela este un jucător extraordinar cu un potențial imens. Cu un potențial imens și merită pe deplin, orice român care ar ajunge la asemenea nivel merită. Dar Bela merită să fie acolo. Și cred că va avea un sezon de succes. Când lucrezi cu astfel de profesioniști, nu ai cum. Pe de altă parte, să știți că mă mai bucură încă un lucru. Deja anul următor vom avea cel puțin 6 jucători români în campionate puternice ale Europei. Ceea ce este un lucru imens pentru România, pentru naționala României. Să ajungi să te bați în campionate precum Italia, Polonia, Rusia. Avem jucători în Rusia. Vom avea jucători în Cehia. Și nu la echipe de mijlocul clasamentului, ci la echipe de top. Aceste lucruri sunt de bun augur pentru voleiul și pentru sportul românesc. Stăteam să mă gândesc ce înseamnă o sală proprie, o sală nouă. Mă gândeam la anii în care Dinamo nu avea sală, se construia actuala sală și în care parcă toate sporturile de echipă din cadrul clubului sportiv se duceau în jos. Acum s-au ridicat, s-a ridicat handbalul de ani de zile, se ridică voleiul, s-a ridicat echipa de rugby, s-a ridicat basketul, Cătăline, și acolo o echipă care era în Liga Secundă a revenit unde e locul în prima ligă și ok, chiar dacă are un parcurs mai greu, dar ce înseamnă să ai o sală proprie? Un loc în care să te simți acasă.
Asta cred că e foarte important. Este extrem de important. Este minunat. Să știți că este unul dintre argumentele când eu vorbesc cu jucători. Uitați, suntem în discuții cu jucători chiar de la echipele din România, jucători străini, și mă întreabă de condițiile de pregătire. Și exact ce a spus domnul Zaina, este primul lucru pe care îl evidențiez. Dinamo are sală proprie, nu se mută dintr-o parte într-alta, avem sala de forță exact în sala de jocuri, totul este acolo. Și atunci contează enorm. Deci avem niște facilități pe care multe echipe și le-ar dori. Aș adăuga, mai suntem și în centrul Bucureștiului, adică mai suntem și în centrul capitalei. Da. Am mai observat ceva, că se întâmplă un lucru minunat în parcul sportiv Dinamo. Cred că fiecare secție sau majoritatea secțiilor au și academie. Și observam foarte mulți copii care încep sportul în parcul Dinamo. Cred că și asta este un aspect important, foarte important, pentru că am avut la un moment dat bucuria de a merge foarte des în parcul Dinamo dimineața mai ales. Și vedeam o mulțime de copii care începeau sportul la diferite secții acolo și mi se pare fabulos, absolut fabulos. Trebuie să-i menționăm și pe colegii de la Polo. Am fost vineri, știu că a fost meci semifinală și ei. Și vreau să vă spun că am rămas plăcut, surprins, că abia am reușit să ies cu mașina din parcarea din complexul Dinamo, pentru că era foarte multă lume la bazin. Și mă bucur să văd. Iarăși este încă un argument. Deci suporterul dinamovist are unde să vină, are ce să vadă, are motive să iasă din casă pentru un spectacol sportiv, indiferent de pe care îl preferă. Că tot vorbim și știu că urmează și antrenamentul, nu vrem să vă mai reținem. Un mesaj pentru suporteri, tocmai înainte de acest meci atât de important, pentru că vorbim de importanța fanilor și... cel mai măsură să le transmiteți în mod direct, mai ales că sunt un număr foarte mare prezenți în această dimineață și sunt convins că mesajul se va propaga și pe rețelele de socializare și în grupurile noastre de dinamoviști, tocmai pentru a avea o sală, de ce nu, chiar plină. Mesajul meu către suporterii dinamoviști este simplu: veniți să ne încurajați. Și indiferent de rezultate, sportivii care reprezintă Dinamo au nevoie de voi. Jucăm pentru voi și atunci avem nevoie de voi. Și vă așteptăm la meci. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos și să fie victorie. Prieten. Da, mult succes, mult succes. Mi-aduc aminte, Cătălina, de câte ori mă uit ce se întâmplă în clubul Dinamo. E adevărat, suntem cel mai galonat club, dar parcă pentru prima dată după foarte mulți ani vorbim despre rezultate și despre o creștere la nivel de joc de echipe. Pentru că în mulți ani aveam rezultate la sporturile individuale. Acum, în special după schimbarea președintelui, s-a schimbat puțin și jocurile de echipă, cele care atrag spectatori de altfel, au devenit foarte importante și stăteam să mă gândesc că au acel motto care îmi place foarte mult, cei de la Clubul Sportiv: onoare prin performanță. Și uite că mai toate secțiile de echipele, secțiile de handball, de rugby, de volei, se duc către performanță, de polo. E un lucru bun. Un lucru extra, da, uite, la Polo a fost sala plină, la Arcul de Triumf, ca, nu știu, din câte am mai văzut până acum, Ioane, cred că a fost cea mai mare prezență, nici la finală n-au fost atât de mulți suporteri. Ok, putem spune că la final a fost foarte frig, că era sfârșit de noiembrie, dar la tribuna întâi, cel puțin la TV, tu ai fost prezent pe stadion, au fost suporteri, au fost și la peluze ceva suporteri. Au fost și m-am bucurat să-l văd pe Mihai Raport. E nelipsit omul ăsta, e incredibil. Am făcut acolo o poză cu steagul Regal și cu steagul lui Dinamo. Au venit și cei de la Tei. Erau acolo. Da, erau foarte... M-am bucurat să-l văd și pe Ceavi la meci.
Au fost ceva oameni și a fost un meci, ce să spun, foarte puțin spectaculos, pentru că la un moment dat trebuie să vă spun asta, Cătălin a zis, te rog frumos, în timpul meciului să-mi transmis și mie numele celor care reușesc un eseu pentru echipa noastră și nu i-am transmis nimic. Adică, chiar da, eu vedeam meciul, dar îl vedeam fără comentarii. Eu mai urmăream imagini, eu, na, ca să notez la final, dar n-a fost cazul de... n-a fost cazul. Un meci încrâncenat, un meci, ca să spun așa, destul de echilibrat, mult prea echilibrat, pentru că, sincer, după ce învinsesem Baia Mare, mă gândeam că n-o să avem, o să-i mâncăm pe cei de la Timișoara pe pâine. Dar nu a fost cam așa, o echipă puternică. Să știi că stăteau mai bine la grămadă decât stăteam noi, culmea. Mă așteptam să fie invers, dar ne cam împingeau la grămadă. Și au revenit totuși, dar am revenit. Asta e de la 8-0, nu au fost multe puncte. Da, și am avut acel extraordinar transformer de lovituri. Deci omul e omul absolut fabulos. Cred că a ratat una singură dintr-un unghi destul de dificil. Dar multe au fost din unghiuri dificile. Da, în rest a reușit toate acele transformări și uite că au adus victoria, pentru că până la urmă vorbeam despre o finală. Și într-o finală, Cătălina, ce să spun, se câștigă. O finală se câștigă. Nu trebuie neapărat să fie spectaculos meciul. Vreau să spun atâta, nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să luați o minge de rugby, că după ce am luat o minge de rugby și am văzut cât de grea poate să fie, am spus tot respectul pentru cei care transformă loviturile alea de la 40 de metri în lateral cu vântul și extraordinar de greu, foarte greu, nu, că spui, a, domne, ce mare chestie să transformă, nu, e așa, foarte grea mingea și forma ei, că nu e ca o minge de fotbal. În primul rând ai constatat că e ovală. Generația noastră au și jucat rugby, o parte dintre noi, și noi ne mai jucăm cu mingile de rugby, nu glumesc, pentru că na, în generația noastră mai veneau de la diferite cluburi, veneau la școli și atunci mai jucam și rugby, mai... Țin minte că am și avut minge de rugby. Era o plăcere să joci rugby. Mă rog, cât știam noi atunci. De iarna. Iarna pe zăpadă era minunat. Adică era de vis. Nu știu ce greutate are, dar e foarte grea. E foarte grea. E vorba pur și simplu, gândește-te pentru a transforma când trebuie Mihai. Nu, e foarte grea. Dar este... Da, așa e. Nu degeaba iau rugby și când ne auzeam, că de asta v-am mai spus, îi auzeam ieșind de la metrou și spuneau fiecare cât au tras la sală înainte de antrenament, adică după ce au fost la sală și vorba aia, cu sute de chile, mergeau la antrenament. Uite, 410-460 cea oficială. Da. Oricum, niște băieți care trag acolo. Dar pe ce poți juca, Ioane? Eram copil, mă jucam pe unde... Nici să mă postul, mă, ce postul. Eram talonor. Unde-i grămada, nu e Ionuț. Da. Unde-i grămada, nu eram eu. Că vă dați seama că nu, nici pe atunci nu aveam fiți cu impunitor, nu aveam nici acum. Răspunde, de ce nu are secție de hockey? Păi, dar are Bucureștiu patinoar? Întreb, unde se joace hockey? La mall? La AFI? La AFI, da. Nu, serios acum, unde? Știu că se construiește băluță ăla al vostru, bine, nu trebuie să zic numele. Face un primar din sectorul 4, face un patinoar, am înțeles, este aproape finalizat sau nu știu, adică e din construcție și va, uite, în Berceni, da. Și eu după aia trebuie să fie și cineva, vedeți, scuză-mă, ok, reînființăm secția, dar ok, există doritori, există finanțare, există oameni dispuși să, uite, chiar o să discutăm cu un prieten, spunea, domne, vreau să investez la hockey, nu poți doar ceva și te duci la MAI, dăm bani să fac hockey, există doritori, există sponsori interesați, există copii care sunt interesați să facă hockey, oricum este răspunsul, da? E periculos cu patinoarul în Berceni, că la câte probleme sunt cu apa caldă, avem o problemă, nu o să mai fie nici apă rece în curând. Dacă încep așa și cu apă rece, o să
aibă patinoarea, nu aibă ce să înghețe. Da, de asta ne crapă nouă conductele din 5-5 zile pe aici prin Berceni. Da. Și, într-adevăr, la Țiriac există un otopeni, dar, din nou, este otopeni. Cam greu, da. Dacă ești în București, să-ți duci copilul sau secții să joace acolo, să se antreneze acolo. Uite, am 3 patinoare în 30 de km în jurul meu și asta în orașele care sunt 50% din București. Da, nu, în București, după ce a fost distrus Mihai Flamaropul, nu a mai existat și de atunci nici noi nu am mai avut secție. Oricum, eram foarte rău. Ultimii ani în care am avut secție, eram sparring partner. Da, în fine, mă bucur pentru, la CS chiar mă bucur pentru tot ce se reușește. A menținut foarte bine Bogdan și de polo, că joacă semifinală și chiar avem șanse la finală. Avem la volei, la urmă, un sezon în care, nu știu exact, n-am vrut să intrăm în discuție de ce Moculescu a plecat și a fost înlocuit cu un alt antrenor. Nu pur să intru în discuțiile de genul ăsta, că mai ales înainte de un astfel de meci. Deci n-a fost un sezon atât de lin. Dar să obții o calificare într-o cupă europeană la basket cu Chiu Cuvai, am reușit să mergem în play-off, să ne dea Clujul cu sala în cap. Nu contează, suntem în play-off. Da, dar basket, nu știu, au tot încercat proiecte și peste proiecte. Deocamdată nu a fost unul care să ducă echipa aia foarte sus. E greu, acolo îți trebuie bani foarte mult, să știi. Deci îți trebuie mai mulți bani, dacă vrei performanță, mai mulți bani decât are secția de Hammer. Da. Eu știu ce bani să investezi la Cluj și la Oradea, mai ales la Cluj. Dacă vrei să te bați cu ele, îți trebuie de la 3-4 milioane în sus. Nu există. Nu. Corect. Nu. Hai să revenim la fotbal, că diseară avem meci. Cătălina, cum vezi tu primul 11? Am văzut că ai și scris ceva în genul ăsta. E adevărat, am citit titlul, minunat titlu, așa că spune-ne despre ce era vorba în articol. Mai, față de ultimul meci am stat să mă gândesc, ok, nu cred că vor, mă gândeam la Amzăr cu Bordoșanu, dar acum a greșit o Amzăr și la cel penal, m-au greșit, da? A fost și un pic, are și el partea lui de vină, nu cred că va intra în locul lui Bordoșanu. Dacă mă întreb pe mine, s-ar putea să fie o schimbare la Hakim. Nu știu de ce simt că ar intra Gregorio în primul minut. Poate, repet, este doar feeling-ul meu, n-am informații, doar că Hakim mi se pare destul de rău de ultima vreme. Hakim ăla pe care îl critica Ștefan, știu că tot e prezent alături de noi, să nu zică că nu-l băgăm în seamă. Dar nu vine vreau să-l băgă în seamă, pentru că a vorbit ceva despre primăria capitalei și nu știu de ce, că el stă în Snagov, adică nu înțeleg de ce. Băiatul nostru din Madagascar, dar acum sincer, fără glumă, Hakim arta rău în ultimul meci. M-am uitat, foarte puține dueluri câștigate. Era omul care îți făcea multe altele în afară de a marca, dar din păcate în ultima vreme nu-ți face nimic. Adică el oricum nu marchează, dar nici aia de lângă, adică partea aia de lângă, partea aia de jos, munca de jos nu a mai făcut-o și m-a îngrijorat. De asta mă gândesc că poate va fi acolo o schimbare. În rest, nu văd. Eu nici nu cred. Speranța mea, da, să joace Politic cât mai multe minute, să joace Pavicici cât mai multe minute, să joace Milanov cât mai multe minute, rezervele să intre, dacă e posibil, după minutul 70-75. Asta este speranța mea. Asta este și speranța mea. Nu cred că vom avea nicio schimbare în primul 11, chiar niciuna. Dar vom vedea, Cătălina. Tu spuneai de Hakim. Hakim a avut o a doua repriză proastă, cum a avut toate. Dar Hakim și când joacă rău e mai util decât Gregorio. S-a putut tot în prima repriză cu Petrolul? Da. A luptat băiatul. A luptat, a mai legat jocul. Prima repriză, da, în a doua nu. În a doua a fost oribil. Dar atenție la Hakim, am zis în ultimile meciuri, adică mă întreba Hakim, mă întreba Osman, mie în ultimile meciuri nu prea mi-a plăcut. Bine, Osman nu știe că sportul național la român nu mai e oina de foarte mult timp. Când eram eu copil și în toată perioada adolescenței și tinereței mele, sportul național era împingerea Daciei pe timp de iarnă. Nu mai era oaina de mult, adică nu era sport național. Cum dădea zăpadă afară, cum începeau oamenii să împingă la daci.
Apropo de Oina, eu nici nu știu cum se joacă jocul ăla. Revenim la Hakim. Nu mi-a displăcut Hakim în ultimul meu, în prima repriză. Mi-a displăcut toată echipa în repriza a doua, atunci când ne-am retras prea mult. Automat și el s-a retras undeva la 35 de metri de poarta noastră și atunci n-am mai jucat nimic. Dar tu ai punctat foarte bine. Mă rog ca titularii să reziste cât mai mult în teren, pentru că am observat o diferență foarte mare între titulari și rezerve, mult prea mare ca să fie acoperită de formă de moment. Adică vorbim despre, cu tot respectul, nu vreau să se simtă cineva jignit, vorbim despre valoare. Valoarea jucătorilor aduși acum, a titularilor, este mult peste valoarea rezervelor. Știi cum? Ce se întâmplă, Cătălina? Dacă un titular joacă bine, spui ok, a jucat bine, are valoare. Când vorbim despre rezerve, păi cred că spunem wow, am rămâne afiș să intre cineva de pe bancă să facă diferență. Atât de puține așteptări avem de la ei și așteptările sunt formate în momentul în care ei erau titulari, am ajuns unde am ajuns și observăm că atunci când vin de pe bancă este același efect. Ca să merg pe ideea asta ta, sunt diferențe între titulari și rezerve, că de asta unii sunt titulari și unii sunt rezerve, dar nici așa mare diferență. Adică dacă ajungem să sperăm ca anumit jucător să joace mai mult, să nu intre nimeni de pe bancă, we have a problem. Și nu, iar m-am săturat de câte meciuri, de câte luni tot vorbim, domne, schimbările n-au adus nimic. Spuneam și la Burcă și spuneam și la Kopici. Înseamnă că nu e problema la niciunul dintre ei doi. Înseamnă că nu e problema la ei. E problema la cei băieți care intră de pe bancă și nu oferă nimic. Ba la nimic. Ok, atunci ce pot să, nu pot să sper decât că Pavici își va ieși de pe teren dacă nu mai poate minutul 70-75, că Milanov duce și el 70-75 de minute, ca, nu știu, dar hai că joacă Hakim, ok, merg pe mâna ta, stă cât mai mult în teren și să aibă și realizări, că acum Ioane, hai să zicem că îl folosim pe Hakim. Frate, are aceiași jucători în față pe care i-a umilit la meciul trecut, sau împotriva cărora a jucat poate cel mai bun meci al lui. Vreau mult mai mult de la el. Eu sper să se învețe minte după ultimul meci. Sper că și-a învățat lecția, pentru că în ultimul meci nu a pierdut totuși, în ciuda greșelii de arbitraj. Punctele au fost pierdute din cauza atitudinii noastre din repriza a doua și strig legat de atitudine. Te bă și bată-te cu aia, nu mai refuza jocul. Tu ai refuzat jocul, cum să spun, în totalitate în repriza a doua. Nu poți să pierzi toate meciurile directe, Cătălina. Exact. Toate duelurile directe, nu meciurile. Toate duelurile directe le-am pierdut în repriza a doua. Nu poți să ajungă ăia mereu primii la minge. Ok, poți să prinzi o formă proastă, poți să ai o cădere de formă. Păi tu nu te bați cu ei, tu nu opui rezistență. Ajungeau ăia unul la unul pe fundașii noștri într-o veserie. Păi stai mă puțin, ce face teren? Te plimbi? Adică și când ai mingea la picior, zici că ți-a venit bomba, nu știi cum să scapi de ea cât mai repede. Adică nu mai aveau nimic logic decât o dăm cât mai departe de careul nostru. Neasumare, da? Iane, neasumare, lipsă de leadership, acolo să vă jucătorii cu personalitate. Exact. Ia-ți 1000, dă-mi 1000, știi, adică nu așa se face. Ce părere aveți de că Sibiu și Petrolul au capotat după meciul cu noi? Oameni buni, terminați cu mania persecuției. Doamne, deci dacă doamne, urmăreați, pe mine chestia asta mă enervează, Cătălina, mă enervează teribil. Noi discutam înainte, urmărind, pentru că urmărim acum ce se întâmplă, suntem direct interesați și urmărim meciurile Petrolului, cu tine înainte de meci spuneam, Doamne ajută, să fie un rezultat de egalitate, să nu bată voluntarul, pentru că noi vedeam 60-70% șanse de partea voluntarului, ținând cont că UTA o pierdut nemeritat, au bătut Hermannstadt-ul clar, fără niciun fel de blat, cum zicea unii, că vedem blaturi, peste tot suntem persecutați din toate părțile și ne gândeam că o să redea celor de la Petrolul să-i cațăre. Și exact asta s-a întâmplat. Pe de altă parte, la Sibiu știam că în deplasare joacă mult mai rău decât acasă. Exact. Da? Și v-am tot spus, dar nu, noi trebuie să fim persecutați tot timpul. Nu mă, voluntariul a câștigat pe bune și a câștigat meciuri de pe bune. Nu ne convine chestia asta. Chiar nu ne convine. Dar se pare că de când a venit, cum nu-mi convine mie să recunosc că pârvul ăsta, băiatul care a venit la ea antrenor, a reușit să-i mobilizeze. Da, și da? Se mobilizeze, face treaba, a schimbat sistemul. Da. El ne-a schimbat sistemul. Da. S-a trecut la sistem cu 3. Și este... Da. I-am spus clar că are un mega avantaj și pe asta mergeam, Iane, mega avantaj că era antrenor
Antrenorul care știa orice de la Petrol, că n-a stat acolo o lună, a stat un an și ceva, știa tot. Îți dai seama, știa tot jucătorii, el i-a antrenat, deci n-avea cu ce să-l surprindă. Era clar un meci în care voluntariul pornește cu prima șansă. Da. Deci nu, mania asta persecuții, eu nu mai suport. Deci când văd tot timpul blaturi, toate postați toate, mă rog, inepțiile și pe grup, blat, mamă, blat, blat, blat. Gata mă cu blatul, toate sunt blat, dacă nu-i convine un rezultat e blat, adică pe bune, mă, hai să nu fim chiar așa. Da, nu, suntem... Uitați-vă la meciuri și, în urmă, nu se poate tot timpul să comentăm că da, e blat, comentam, blat. La un moment dat eram liniștit, nu știu, duminică seara am primit vreo 4 mesaje. Da, vezi că n-au folosit jucătorul under, n-au folosit jucătorul under, au dat afară under-ul și n-au băgat altul. Era o greșeală pe plescuri, bă, oameni buni. Ca să faci analiza unui meci, ca să vezi dacă a fost blat sau nu, prima condiție este să vezi meciul. Bă, dacă n-ai văzut meciul, mi se pare aberant să apar după aceea. Deci tu ești, n-ai nicio treabă, te uiți pe desene animate, te uiți pe alte cele, vezi sporul și pe urmă te duci repede pe grup și începi. Omenie, blat, alea. Și când îl întreb, ai văzut mă meciul? Nu, n-am văzut meciul, dar nu există, mă, n-am văzut meciul. Atunci de ce vorbești de blat? E ca și cum îmi povestești un film pe care nu l-ai văzut. Adică e blat imediat, e blat. Am văzut că fundașii Petrolului se rugau de cei de la voluntari să tragă pe taim, Alex Rădoi. Am înțeles, tu când spui prostile, spui mari. Adică nu așa. Mai oameni, văzut, Petrolul nu e salvat. Petrolul are acum 2-3 puncte peste locul de baraj. Au schimbat antrenorul după meciul ăsta. Ce blat! Adică asta mi-aduce aminte de chestia aia. Cu, eu nu știu, eu zic. Nu știu, n-am văzut. Unde ai văzut, mă, că îi rugau pe ea? Ai fost tu acolo pe teren și ai văzut tu? Adică ai văzut tu chestia asta, Alexandru. Doamne, câteodată mai și gândiți, oameni buni, vă rog eu mult. Mă, nu de altă dată ne enervăm mai urea unii pe alții. Adică am înțeles, vreți să suferiți, să faceți pe victima, să vă puneți pe niște canapele, d-alea, să plângeți, să vă plângă cineva. Nu, mă, nu vă plângem de milă, n-au fost blaturi, am fost noi slab și n-am reușit să luăm decât un punct în două meciuri. Asta e singura problemă. Da, noi trebuie să ne vedem de jocul nostru. Noi ne vedem de jocul nostru. Și dacă noi nu, dacă obținem astăzi victoria la Galați, nu și mai contează. Dacă tu îți faci punctele tale, nu trebuie să te uiți la ce fac ceilalți. Noi ne uităm pentru că ne facem noi punctele, de-aia. Și apropo de informația aia cu U21, incredibil cum se propagă o prostie. Domne, au jucat fără U21 30 de minute. Cum e posibil să se sesizeze? Păi gândiți-vă, mă, și voi puțin că s-ar fi sesizat toată lumea. Adică, drept dovadă că nu v-ați uitat la meci. Când nu te-am întrebat, că mi-a scris cineva, eu am întrebat pe grup, nu am stat nici eu foarte atent la ce schimbări au făcut. Am întrebat pe grupul nostru, pentru că sunt oameni mai, da, care au fost mai atenți. Și mi-au spus, nu mă, e o greșeală pe Flescor. Adică, da, nu poți, mă, să nu vezi un meci și să comentezi. N-ai, mă, cum, adică, iertați-mă, dar este o... Nu, te mania persecuției. Ok, cu arbitrajul, da. Înțeleg că am fost dezavantajat și... Bă, și în multe meciuri. Și în multe meciuri. Da, cu arbitrajul este o altă discuție, dar cu adversarii, că domne, vor toți Slobozia în prima ligă și ne vor pune, hai mă, terminați-vă. Petrolul nu e salvată. Petrolul nu e salvată. Petrolul este mare pericol. Și am spus-o și de-aia mă doare, Ioane, că am spus de la bun început că Petrolul este o echipă cu probleme de care și noi putem profita. Dar am fost noi fraieri. Ok, a fost și arbitraj, dar și noi fraieri. Că am avut în mână și uite, acum trebuia să fim imediat în apropierea lor. Dar am fost noi fraieri cu ei. I-am avut în mână și ar trebui să fim mult mai îngrijorați de faptul că voluntarii le-a dat 4 și noi ne-am chinuit cu ei. Asta, da, asta este îngrijorător. Da. Da, probabil că cei cu under-ul au văzut și blatul. Da, dacă nu ne convine un rezultat, mamă, e blat, gata. Da, nici nu mai contează cum a fost meciul, cum a fost. Voluntariul trebuia să bată la UTA, clar, UTA a avut un noroc în meciul ăla de nu se poate. Și toată lumea, nu domne, că ne-a salvat Rednic, nu, mă, Rednic își ia punctele lui și bine că și le ia, cu mult noroc câteodată, da? Contează și norocul în fotbal, dar nu trebuie să fim tot timpul persecutați, da? Adică nu tot timpul, noi, gata, dacă nu ne convine un rezultat, e blat. Da, exact. Nu, dacă... ne convine un rezultat imediat, e blat. Nu, asta trebuie să ne fie atitudine. Noi trebuie să ne vedem de echipa noastră. Trebuie să ne vedem exact ce avem noi de făcut.
pentru a obține cât mai multe puncte. Să ne gândim cum batem astăzi și cum batem neapărat Iașiul etapa următoare, duminică. Sper eu cu spectatorii în tribune. Dacă da, nu, asta e, mobilizăm și noi cum am mobilizat cei de la UTA Ioane să fie 5.000 de copii în tribune. Școli? Trebuie mers în școli? Trebuie să știți, da, să aflăm din timp. Adică sper să nu se mai am. Dacă mai văd o amânare până joi, Cătăline, sau până așa, cred că turbez. Pentru că una este să ai meci, ok, să presupunem că vom juca și meciul ăsta spectator. Una este să te anunțe vineri că trebuie să produci 5.000 de bucăți de copii până sâmbătă. Da, sau joi până duminică. Alta e să spună din timp, să ai timp să te duci în școli, să... Mă, înțeleg că marți la 12 se dă decizia, adică n-au motiv să mai amâne, Ioane, n-au motiv să mai amâne. Toate documentele au fost depuse, toate părțile implicate au depus în documentația și se așteaptă pur și simplu decizia. Sper că va fi una favorabilă, dar nu pot să știu în momentul de față. Nu pot să știu, nu am niciun fel de informație și sper să ne vedem cu toții pe stadion, că meciul ăla este capital. Ăla este capital cu Iașiul. Da, este un meci important, un meci care eu știu trebuie câștigat cu orice preț. Ăla devine capital într-adevăr. Da. Nu știu dacă e vorba de orgoliu. Nu cred că e. Da, salut Ovidiu. Bună dimineața, domnul Grămadă. Am văzut pozele de la Galaz, da. Mulțumim frumos. Frumos. Se vede bine. Și așa mai departe. În privința meciului de la Galați, într-adevăr, va fi un duel fizic în care fizic trebuie să stăm bine. Și aici am nu neapărat un semn de întrebare, am o neliniște. Am o neliniște pentru că la ultimul meci, o mare parte dintre cei care urmăresc spun că a fost o problemă fizică, deși eu am spus că este o problemă psihică, e părerea mea, n-a fost o problemă fizică. Astăzi vom vedea, pentru că pentru a juca împotriva Galațiului trebuie să stai bine din punct de vedere fizic, în primul rând. Ăștia dau bine din picioare. Da, Oțelul este o echipă care va alerga foarte mult. Deci clar, din punct de vedere fizic, tu trebuie să fii la un nivel top. Tu n-ai voie să nu fii la același nivel cu ei. Au jucat 120 minute joi, dar crede-mă, nu va conta. Este o echipă care clar va lupta. Ok, că pe final, dacă tu ai fi mai proaspăt, ai putea profita, bine. Dar nu vă bazați pe asta. Nu vă bazați pe asta. Eu sper noi să-i batem la fotbal. Eu sper că la fotbal, dincolo de duelurile astea fizice, dar eu sper că la fotbal îi vom bate. Sper că Pavicic va fi acel mijlocaș pe care îl așteptăm de câteva etape, că nu a mai fost la același nivel. Sper ca Denis să prindă astăzi o zi foarte bună. Eu mă bazez mult pe Denis astăzi, vă spun sincer, pentru că Denis este un jucător care într-adevăr poate să facă diferența în atac. Fără lipsă de respect, dar Milanov este alt profil. Ok că joacă Hakim în atac, este un alt profil, dar pericolul poate să vină de la Denis. Și dacă e un jucător de la care astăzi am mare așteptări, este Denis Politic. Sau cine știe, poate vreo fază fixă cu Darko acolo în prim plan, fac capul. Aș vrea să facem un joc solid, dacă mă întreb pe mine, cum am făcut la Constanța, Cătăline. Unul de la solid, unul de la care să nu dăm șansa adversarului. Nu să excelăm din punct de vedere ofensiv, dar să ne facem treaba și să nu dăm șansa. Și mai ales dacă reușim să înscriem cât mai repede, să nu ne retragem, să ne ducem peste ei, să punem probleme, să-i ținem puțin în presiune. Știm bine, ne dorim multe, dar hai să vedem ce pot. Ne dorim multe, noi, așa este, ne dorim evident mult, sperăm că vom și reuși. Pentru că, nu, Ioane, astăzi vreau ca băieții să joace cu gândul la 3 puncte și vorba ta să fie un joc solid. Adică să anulăm din temeri, să anulăm din discuțiile astea, domne, nu avem față de... Bine, și fakeria care tot distribuie pe trolii, care distribuie pe grupuri. Și băi, băiatule, n-am văzut așa ceva. Deci, ieri ce mi-a atras atenția? Că am și spus postarea aia pe grup. Deci, ce mi-a atras atenția? Scrie un băiat, gata, nu avem nicio șansă, nu e nicio treabă. Bun, și a scris, am zis și-o fi scris omul părerea. Când mă uit la distribuiri, Cătăline, 60 de distribuiri trăiți ar neamul.
Păi 60 de distribuiri trebuia să fi spus, nu știu, era Ioan Gură de Aur, dacă apare Ioan Botezătorul acum și propovăduiește, nu știu, revenirea lui Iisus, bă, nu erau 60 de distribuiri, înțelegi? Erau 5 cuvinte scrise de Bizu din vârful stânii. Ok, bă, zic 60, ăsta zic că e dement și a pus o chestie pe 60 de grupuri. Bun, ok. Și mă rog, a scris omul că n-avem nicio șansă, că suntem terminați, că a făcut el o statistică acolo, o chestie deșteaptă în cap, dar de dea cu virgulă, îl făuta matematica din toate părțile, dar nu conta, omul făcuse o statistică. Și mă uit 60 de distribuiri. Interesant. Păi gândește-te că articolele cele mai bune din presa sportivă cu greu ajung la 20 de distribuiri. Și da. Scrisese Neagică din vârful stânii 3 cuvinte și erau deja 60 de distribuiri. Bun, mă uit pe profilul lui Neagică. Primul lucru care mi-a semnat, născut în Galați. Adică, bun, era exact de acolo. Ok, mă uit și eu să fac o paranteză, deci nu era pe grupul Radio Dinamo. Nu, pe grupul Radio Dinamo nu. Dar mi-a sărit pentru că îmi tot apărea chestia asta. Mă uit, bă, așa. Mă uit la un nene care e pe multe grupuri de dinamoviști, un Nedelcu. Și el, o față de aia de pensionar, intru să mă uit, bă, ăsta o avea ceva cu Dinamo. Bă, nu era articol. Asta m-a șocat. Deci articolul ăla, dacă era un articol, puteam să o înțeleg. Bă, oamenii vor să câștige bani. Și l-au distribuit pe N grupuri să fie cât mai citit. Erau 5 cuvinte. Era o analiză de aia făcută de oricine. Bă, și intru și pe profilul ăla. Ai lăpșoșoacă pe toate gardurile. Deci erau clar conturi folosite pentru campaniile politice. Dar întrebarea e, în campaniile politice pot să înțeleg. Dar să creez o stare de spirit suporterilor dinamoviști, nasoală, printr-un de asta. Bă, dat pe 60 de... Bă, pe 60. Deci am crezut că dacă nu era unul singur care a distribuit peste tot, am crezut că au băgat pe de-alea, că erau programe de-alea, fake-uri de-alea de distribuire automată. Am zis, bă, și-o fi luat omul, o fi dat câteva mii de euro să-și dea, să-l soarbă oamenii cuvintele inteligent. Dar nu... Era un mesaj, zic și eu 10 minute. Nu, ideea e, domnul Filip Alexandru, vedeți că se repetă. Vedeți că au început să folosească asta nu doar acum. Da? Au început să se facă chestiile astea la greu. Dacă mă certa unul ieri, că mai e unul RHHR, mă certa ieri, bă, că nu, că ai spus pe toate grupurile. De ce dezinformezi? Că erau și pe grupuri zonale. Mă scuzați, erau doar pe 20 de grupuri dinamoviste din 60, adică. Păi ok, da, și de ce asta un dinamovist, de ce ar veni cu ideea asta de a destabiliza, gata, nu mai luptăm, nu mai avem nicio șansă, ești dinamovist, da, și da. Faci asta ciudat tare, nu, a mai multă grijă, mult mai multă grijă, ok, una da, uitați-vă puțin la profil. Da, uitați-vă puțin la profilele celor care postează chestiile astea, că pozează în dinamoviști, dar nu prea sunt. Adică, da, că am mai avut și noi cazuri de genul, că ne lua, ne înjura că voi ce ați făcut cu banii de DB, știu ce, și pe urmă, da, că noi la Rapid, nu știu ce, păi. Stai așa. Da, da, știi, în cazul ăla a fost celebru. Cine mă, oi, ați furat banii, nu știu ce. Voi, da. Ne-ați luat pâinea de la gură, am contribuit și n-aș, când te uitai pe profilul lui, era cu Rapidul de sus. Era lui de la Rapid, da. Da. Sau Vorus. Adică... Așa că, nu, asta cu conturile o știm, o cunoaștem, se practică. Dar una peste alta... Felicitări celor care ajung astăzi la Galați, sincer, felicitări. Sper să fie acolo peluza aia plină și spunea cineva, Ciprian, că domnule, o să fie stadionul plin, că nu o să fie stadionul plin, nu o să fie stadionul plin. Sunt și ei împărțiți în 10 și nu o să fie stadionul plin, putem să dominăm fondul sonor. Așa că hai să mergem la victorie, hai să mergem la luptă și Ioane, hai să anunțăm și programul din seara asta, că să știe oamenii unde ne găsesc, pe la ce oră. Tu astăzi la PlaySport de la ora? De la ora 19. Voi doar fi o oră. De la 19 la 20. Da, Cătălina, că e vorba de vârstă și nu rezist foarte mult, adică o oră e ok. Mulțumesc măticăloșilor, zâmbeați acum, vă gândeați că voi rezistați mai mult, da? Asta mințiți voi cu rezistați ora. După 30 de secunde sunteți pamărie. Lumit.
Nu vă controlați acum, nu e caz. Bun, nu va fi comentariu la meci astăzi, cel puțin noi nu vom face comentariu la meci. Nu vom mai face, va fi avancronica 8 fără ceva, până la 8.30 o să fac cu Bogdan Alecu de la Sighiu. Sincer, dăm și mie să văd și eu link-ul la unde este cam sold out. Mulțumesc frumos. Bun, deci cu Bogdan Alecu de la Sighiu. Apoi la analiză la finalul meciului să vedem în ce format. Dar comentariu live nu vom face, vom face imediat după finalul partidei o analiză a ceea ce s-a întâmplat în teren. Sper din toată inima să fie analiza unei victorii. Stai că tot repetă, trebuia să terminăm emisiunea, dar tot repetă Mozman chestia asta. Bă, aparent nu e în regulă, dar hai să vorbim după meci despre arbitraj. Nu-mi place să vorbesc înainte de meci de arbitraj, că oricum nu putem schimba nimic. Hai să vorbim după meci. Să sperăm că nu va fi cazul să vorbim, cum a spus invitatul nostru de la Volei. E bine să, dacă nu vorbim despre arbitraj, înseamnă că a fost un arbitraj bun. Da. Da. Domnul Alex Rădoi, na, știți cum e, puteți să râdem, glumim, dar nu mai faceți indirect reclamă altora, vă rog frumos, că nu e cazul. Da, da. Știu, o spuneți în formă de glumă, dar bine, unii sunteți glumești, dar îi urmăriți zi de zi, da, mă rog, treaba fiecăruia. Sper să nu vorbim de arbitraj la finalul meciului, sper, Doamne ajută, să vorbim de victorie. Sper să vorbim de victorie și sper să vorbim de un meci cât mai reușit al băieților noștri. Sper din inimă să nu mai avem acele discuții despre arbitraj, pentru că vezi tu, Cătălina, sunt din păcate, suntem o echipă care ne batem să ieșim din această zonă, nu suntem o echipă care merităm deocamdată să fim peste această zonă, pentru că ieșeam de mult de aici și pentru noi orice fază importantă contează. Și mă gândesc cum ne-a stricat Feng Shui-ul acea decizie. Pentru că dacă am fi bătut cu 1-0, era o veselie pe noi acum, ne gândeam că deja 3 puncte și ne batem cu buta pentru primul loc. Da, asta e. Bun. Atât ai mai spus lui Filip. Filip, la peluză n-au dat nici 300 de bilete. Vezi în colțurile tribunelor că nu sunt date biletele și peluza sud este închisă toată că nu se vând bilete. Și sunt sectoare închise unde nu se dau bilete. Deci, te rog eu. Nu o să fie un stadion plin, nu veniți cu teoria că o să fie un vulcan, că nu o să fie. Și hai la luptă, nu mai fiți atât de speriați de gălățeni, de Kosovo, de nu știu ce. La luptă ne vedem. La luptă, hai. Până diseară luptați cu serviciu, cu ce joburi aveți, luptați cu soacrele, iar diseară țineți pumnii pentru băieți și strigați tare, tare, tare. Eu vă aștept la 19 la Playsport, Cătălin vă așteaptă la 19.50. undeva pe acolo, la avancronica meciului aici la Radio Dinamo. Apoi, după meci, ne vom întâlni să discutăm despre victoria băieților noștri. O zi excelentă vouă! Hai Dinamo! Hai Dinamo!